Băsele Gureau. Bine. Practicați împotriva la, ca să știți, un mic vorțam. Azi se examinează o cauză de la Bălț. Construiesc un restaurant sau două în parcul central din Bălț, dar parcul are statut de monument parcul al naturii. Mai tincă, da. Și noi vrem să rugăm judecătorii, magistrații, să nu distrugă spațiile verzi. Ok, bun. Vă mulțumesc, bună. Mulțumesc. Cancelarea de stat să judecă Consiliul Municipal Bălți ca să anuleze niște decizii de privatizare din Parcul Central, monument al naturii, protejat de stat, dar iată distrus de către Consiliul Municipal, nu de actualul, de vreo 10 ani în urmă. Din 2003. Dar, da, de 8 ani. 3? Din 2003. 18 ani. Pe mâine și ajuns, 30. Și azi nu-i 30? Da. Salvați parcul Andrieș, se numea Regina Maria, e monument protejat de stat, nu mai vrem restaurante în loc de spații verzi. Opriți mafia de la Bălț și din alte orașe care distruge spațiile verzi. Justiția să-și facă treaba, să apere legea și interesul oamenilor. Vrem spații verzi. Nu, eu am una roză, suflet în ea puternic, dar asta așa e... Curtea Supremă de Justiție examinează azi dosar de 18 ani vechime. Cancelarea de stat împotriva Consiliului Municipal Bălț. Nu e actualul Consiliu, altul, dar nici consilierii de acum nu prea se zbat să apere Parcul Central din Bălț. Așa că noi ne alăturăm societății civile bălțene, susținem cauza, apărăm spațiile verzi și patrimoniul natural care ar trebui să fie protejat de stat. Nu distrugeți patrimoniul verde! Salvați parcul Andrieș, Regina Maria de la Bălți! Spații verzi, și la Drochia, și la Bălți, și la Chișinău, și la Tepeni. Nu parcați în intersecție, că e periculos și ilegal. Am văzut că lumea se uită nedumerită la noi și ne-am gândit să facem o lozincă specială ca să fie clar de ce protestăm. Salvați spațiile verzi! Verdeață! Salvați Parcul Central de la Bălț! Protejați ariile verzi! Parcul Central din Bălț! Hai să ne batem, taman este poliția aici pe loc, ca să fac proces verbal. Că așa e nația asta. Îți doarmă copchelul, e mai important pentru el să doarmă copchelul. Și el să-și mănânce marojna. Răițel cu rochiță. Și cu bărbiță. Frumușat. Dacă iese paznicul de la Curtea Supremă, e plăcut să lui rochea albă.
Popa l-a vaccinat. Acolo e centru municipal de vaccinare. Mamă, cât e gratis, că pe urmă trebuie să scoată bani de la MRH pentru vaccin. Vezi că nu știam că tu zburezi la consulat. Dar acolo trebuie să vezi că nu-i doar. Este și n-am. Dacă eu, ce puteți mă aduc un pas și dacă vă știu că așa vă rog. Gde n-aș nu te pământ? Centenale sau cât iese, 18 ani, cum se denumează. Mai bine de 4, au 5 ani deja. O acțiune în judecată a Cancelariei de Stat împotriva Consiliului Municipal Bălți, care s-au apucat să privatizeze, să dea privaților Horeca, celor care foloseau un restaurant sau terasă de suprafață în Parcul Central din Bălți, care el se numește acum Andrieș, dar lumea zice că altădată se numea Regina Maria și ar vrea să-i facă numele istoric. Asta e irelevant. Oricum, e cel mai vechi parc în oraș, are 200 de ani și e patrimoniu cultural și natural. Ar trebui să fie protejat de lege, dar iată că nu este protejat. Consiliul Municipal scoate la privatizare, îl vinde și asta e inadmisibil. Societatea Civilă din Bălți ne-a sesizat și noi, Partidul Verde, iată, primul proiect de lista Partidului Verde, cam în campanie electorală, ne-am mobilizat și am venit să apărăm patrimoniul. Protestăm la Curtea Supremă și cerem magistraților să aibă grijă, conform legii de patrimoniu, să insiste ca autoritățile locale să revizuiască decizia aceea despre privatizare, eventual terasele cele să fie demolate și parcul să rămână verde. Așa. Baza statului este o justiție echilibrată, o justiție echitabilă și ceea ce se întâmplă în dosarul acesta, atâta timp, 18 ani, viață din om, este absolut inadmisibil ce se întâmplă. Noi n-am putut să rămânem indiferenți, pentru că una din valorile de bază a verzilor și a Partidului Verde Ecologist este justiție și este echitate socială. Nu putem admite ca instituțiile să lucreze în halul ăsta și să abuzeze în halul ăsta și de patrimoniul nostru național și de oameni până la urmă, pentru că e vorba de noi, de fiecare dintre noi. Și dacă admitem un caz din ăsta, o să continue. Și noi nu putem... Păi da, că se distrug spații verzi și aici, în Chișinău și în alte localități, nu doar orașe mari, distrug unii și prin sate, scoaruri, parcurile, pădurile și tot așa. Își fac cabane, tot felul de chestii. Dar noi avem nevoie, toți avem nevoie de verde asta, asta că din asta ne trage sănătatea. Eu sunt convinsă că permisele acestea și toate autorizațiile nu sunt elaborate conform, nu sunt eliberate conform cerințelor. Pentru că nu poate să fie admis așa ceva. Legea noastră este una aproape perfectă. Dar nu se respectă. Se abuzează. Și corupția și abuzurile sunt la putere. Noi trebuie să oprim lucrul acesta, de asta suntem astăzi aici și trebuie să ne apărăm interesele noastre, de fapt, ale tuturor, pentru că noi suntem aici la Chișinău și Curtea Supremă ar trebui să lucreze, pentru că e acest